Legea în Moldova continuă să fie încălcată până și de cei care ar trebui să o respecte cu strictețe, adică de oamenii legii. Iar unul dintre ei, și anume șeful poliției criminale de la Criuleni, a fost reținut de colegii lui, el fiind suspectat pentru contrabandă. Astfel, ca urmare a acțiunilor întreprinse de organele de drept, s-a stabilit că suspectul transporta cu propria mașină mărfuri de larg consum în cantități comerciale și fără acte de proveniență. În acest context, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție a inițiat ancheta de serviciu în scopul examinării sub toate aspectele complete și obiective a circumstanțelor cazului. Totodată, mărfurile au fost ridicate pentru stabilirea provenienței și valorii acestora, precum și pentru identificarea tuturor celor implicați în această schemă.